Salutare tuturor, am aici iPhone 16 Pro, l-am primit recent de la iStyle și voiam să vă spun ce impresii mi-a făcut față de modelele de anul trecut. Am văzut și câteva îmbunătățiri, însă am văzut și lucruri care m-au dezamăgit. Vă spun imediat despre ce este vorba. Vorbim despre camere, bineînțeles despre noul buton Camera Control și despre Apple Intelligence. Eu am aici modelul White Titanium pe care îl recomand prin prisma faptului că zgârieturile nu se văd așa de pronunțat pe rama de titanium, însă nu știu dacă ar fi prima mea alegere de culoare. În principiu, designul a rămas neschimbat, este efectiv imposibil să-ți dai seama dacă țin în mână un 15 Pro sau un 16 Pro, este doar o diferență minoră de dimensiune. Display-ul a crescut pe 16 Pro de la 6,1 inch la 6,3 inch, însă dimensiunea totală a telefonului a rămas tot cam la fel, pentru că de fapt au mai micșorat marginile telefonului. Să vorbim în primul rând despre camere. Camera principală este tot de 48 de megapixeli, însă a fost adăugat un mod de filmare, un ultra slow motion la 4K la 120 de frame-uri pe secundă, ceea ce înseamnă că poți obține niște filmări în slow motion foarte, foarte frumoase. Au adăugat și o opțiune denumită Audio Mix, ceea ce înseamnă că telefonul înregistrează cu 4 microfoane în același timp, iar ulterior, după ce ai finalizat de înregistrat clipul, poți selecta tu de la care dintre cele 4 microfoane să se audă sunetul sau îl poți lăsa pe standard, care combină toate cele 4 microfoane pentru a reda sunetul videoului. Nu mă văd însă folosind această funcție mai mult de 2 sau 3 ori pe an. Camera ultra-wide a fost upgradată la 48 de megapixeli, ceea ce paradoxal ajută la fotografiile macro. iPhone 16 Pro are acum și cameră cu zoom optic 5X, cum era practic pe Pro Max de anul trecut. În concluzie, toate cele trei camere au fost schimbate sau îmbunătățite pe varianta Pro simplă. Fotografiile sunt foarte bune, așa cum era de așteptat. iPhone a redat întotdeauna imaginile, culorile cât mai aproape de realitate și nu face excepție nici la acest model. Și funcția de portret excelează, se pară foarte bine subiectul de fundal, apare și un bokeh plăcut acolo. Și ce îmi place în mod special la iPhone și deci și la acest model este că face foarte bine fotografiile pentru oameni în mișcare sau pentru copii. Parcă și fotografiile pe timp de noapte sunt un pic mai reușite. Mi se pare că sunt mai puține reflexii pe lentilă comparativ cu anul trecut și parcă durează o idee mai puțin să expună și să fotografieze. Pentru fotografiile contrajur, Apple a adăugat anul acesta un mod foarte ușor și intuitiv de folosit de a schimba cumva, de a adăuga detalii în zonele cu umbre și așa mai departe. Această funcție se numește Tones și, după cum puteți vedea, e super ușor de folosit, mai ușor decât tot ce am încercat eu până acum. Butonul acesta de Camera Control mi se pare o funcție nefinisată și cred că e pentru prima dată când mi se pare că Apple se grăbește să arunce așa o funcție pe jumătate dezvoltată pe piață. Să vă spun de ce. În teorie îl poți folosi pentru a deschide camera și pentru a face o fotografie. Sau să filmezi dacă ți-ai apăsat pe buton. Iar cu swipe-uri poți schimba zoom-ul sau cu două apăsări scurte poți schimba diverse setări precum diafragmă, stiluri, tonuri și așa mai departe. În practică însă, butonul are un singur avantaj din punctul meu de vedere și mai multe dezavantaje. Avantajul este că ai în sfârșit un buton fizic pentru a deschide direct camera. Eu îl apăs cumva direct în timp ce îl scot din buzunar și când mă uit la telefon, deja telefonul este în cameră și sunt pregătit să fac fotografie. Celelalte funcții însă mi se par foarte greu de folosit. Pentru a declanșa mi se pare imprecis pentru că butonul este adâncit cumva în carcasă și mi se pare că de fiecare dată trebuie să-l caut cu degetul atunci când îl apăs și astfel risc să ori să pierzi scena pe care voiam să o fotografiez, ori să mișc ușor telefonul și să iasă poza mișcată. Mi-e întotdeauna mult mai ușor să apăs cu degetul mare pe butonul mare de pe display decât aici undeva. În privința zoom-ului nu mă înțeleg deloc cu el, am apăsat de multe ori, adică am făcut swipe stânga sau dreapta și butonul nu a făcut nimic, alte ori fac un zoom prea mare și așa mai departe. E mult mai rapid din nou să modific zoom-ul cu sliderul de pe ecran.
Iar pentru filmare mi se pare incomod să ții butonul apăsat, nu știu, timp de 30 de secunde când vrei să filmezi ceva. Dar cel mai greu mi se pare să schimb între modurile celelalte, precum diafragmă, stiluri și tonuri și așa mai departe. Ideea e că trebuie două apăsări, dar jumătate de apăsare cumva, nu până la capăt, iar într-un mod atât de specific pentru a intra în acel meniu încât, nu știu, e foarte greu să te obișnuiești cu el. Din nou prefer să apăs pe display pentru a modifica setările. De fapt, aceasta este marea problemă a butonului. Display-ul este mult mai ușor de folosit întotdeauna. A doua problemă este că parcă butonul e pus un pic cam departe de degetul tău. Vedeți cum ar sta degetul meu în mod normal și cum ar sta pe buton. Din această cauză, când vrei să-l folosești, trebuie să muți telefonul cumva în mână și practic 3 sferturi din el stă în aer și riști să scapi telefonul pe jos. La fel se întâmplă și atunci când încerci să-l folosești vertical, ba parcă e chiar mai rău când încerci să-l folosești vertical. În concluzie, singurul avantaj al acestui buton, din punctul meu de vedere, este că poți să lansezi rapid camera, dar pe de altă parte la fel ai fi putut face și dacă personalizai butonul de action de aici, de cel de lansat anul trecut. Celelalte avantaje sunt discutabile, cred că în final va rămâne la latitudinea fiecăruia dacă se va chinui să se învețe cu să folosească noul buton sau pur și simplu îi va fi din start mai comod să folosească display-ul ca pe vremuri și deci nu va folosi noul buton deloc. Să vorbim și despre interfață. Aici marele anunț este Apple Intelligence, care din punctul meu de vedere a fost anunțată doar de dragul de a fi anunțată. Această funcție lipsește cu desăvârșire pe telefon. Bineînțeles, dezvoltarea funcțiilor cu AI a fost bugetată și inclusă cumva în prețul telefonului, așa că atunci când îl cumperi, plătești practic și aceste funcții, care nu sunt lansate nici măcar în Statele Unite, dar în Europa. În Uniunea Europeană situația este și mai complicată, având în vedere că Apple are un fel de feudă cu Uniunea Europeană, deci nu știu când vor veni sau dacă vor veni aceste funcții vreodată. Oricum, estimarea mea e că dacă vor veni, probabil că pe la iPhone 17 vom vedea aceste funcții în Uniunea Europeană. De fapt, pentru mine, marea îmbunătățire din iOS 18 este posibilitatea de a muta aplicațiile oriunde în meniu, așa cum fac de multă vreme pe Android. Ce să zic? Felicitări, Apple! A, da, și Control Center-ul poate fi customizat acum, ceea ce este o opțiune foarte bună. Și autonomia pare ușor îmbunătățită pe acest model. Mi-e greu să dau acum un verdict, însă majoritatea testelor spun undeva pe la 10-15% autonomie crescută pe Pro-ul de anul acesta versus Pro-ul de anul trecut. În concluzie, iPhone 16 oferă îmbunătățiri minore din punctul meu de vedere. Sigur, are un procesor un pic mai bun, are autonomie un pic mai mare, are și camerele un pic mai bune, dar în realitate probabil asta nu va fi sesizată de niciunul din utilizatorii medii. Plus că și modelele de anul trecut erau excelente la aceste capitole. Singurul bonus e butonul de Action Control, care este cam greu de folosit, iar marele bonus ar fi trebuit să fie Apple Intelligence, care lipsește cu desăvârșire, deși practic plătești pentru el. Concluzia mea este că puteți sări lejer peste această generație, mai ales dacă aveți un iPhone 15 Pro sau Pro Max. Din punctul meu de vedere, o investiție mult mai bună în acest moment este un iPhone 15 Pro sau Pro Max de anul trecut, însă dacă vă gândiți să faceți această investiție, grăbiți-vă pentru că, după cum știți, iPhone le-a scos deja din producție și nu se știe cât timp vor mai fi în stocurile magazinelor. Sigur, dacă aveți un iPhone undeva mai jos de iPhone 14, cred că merită upgrade-ul, măcar pentru acea mufă USB Type-C. Mă interesează însă și părerile voastre și sunt în special interesat ce părere aveți de butonul de Action Control și de acest fiasco cu Apple Intelligence. Așa că nu vă sfiți să îmi lăsați un comentariu și dacă îl lăsați, spuneți-mi și dacă vreți să faceți upgrade. Dacă da, spuneți-mi la ce model. Cam acestea au fost impresiile mele despre iPhone 16. Mulțumesc că v-ați uitat. Dacă v-a plăcut clipul, puteți să-i dați un like și un share, nu știu, sau un subscribe. Pe mine mă ajută foarte mult. Și ne vedem la următorul. Salutare!